pe glume chiar și la 111 ani. Este portretul celui mai bătrân român și al treilea cel mai longeviv bărbat de pe planetă. S-a născut la începutul veacului trecut, a trăit războaie și schimbări, dar a învățat să se adapteze. 2020 l-a prins conectat la tehnologie. Bucuros de oaspeți, Dumitru Comănescu se pregătește să-și ocupe locul de onoare în mijlocul familiei. Merge ajutat de un cadru, dar se mișcă cu o viteză care ar face invidios orice supercentenar. La 111 ani este nu doar cel mai în vârstă român, dar și al treilea cel mai longeviv bărbat în viață. Pe primul loc e un japonez, numărul 1, japonez. Numărul 2, un englez. Englez? Da. Și mata, ești pe locul 3. Mitică, așa cum îi spun prietenii, s-a născut în 1908 în comuna prahoveană Drăgăneasa. Tatăl său, care a fost învățător, i-a insuflat de mic dragostea de carte. La școală, acolo, cum a fost? Joacă! La începutul anilor 30, tânărul de atunci devenea inginer agronom. L-a avut profesor pe Gheorghe Ionescu Sisești, fondatorul Institutului de Cercetări Agronomice din România. A rămas activ până la aproape 90 de ani. Încă de pe atunci, prietenii îl întrebau care este secretul longevității sale. Știți, dumneavoastră aveți o etate, ajungem și noi la asta. Nu țuică, mă! Lapte și miere, dacă vrei să trăiești cât mine. Mata, ai băut lapte și ai mâncat miere. Și de-aia a ajuns la vârsta asta. De 28 de ani, Dumitru Comănescu locuiește alături de fiica și ginerele său într-un apartament din București. Este des vizitat de nepoți și strănepoți. Cel mai mult își aduce aminte din copilărie și mai aduce aminte de cum era viața la țară, de experiențele de acum foarte mulți ani și e o lume cu totul diferită de acum mai mult de 100 de ani. Poate și de aceea, în zilele în care se simte în formă, pune mâna pe telefon și apelează vecinii pe care îi mai cunoaște în satul natal. Întreabă pe mine dacă mai sunt poteci, dacă mai merge lume cu lapte spre oraș și cu dăsagi. Însă o zi obișnuită decurge de obicei mai lin pentru bărbatul de 111 ani. Trezirea la 8, mic dejun, somn, masă de prânz, apoi a doua repriză de somn a zilei. Seara se uită la televizor, la Antena 1, la știri. La 110 ani, Dumitru Comănescu a fost premiat cu 5.000 de lei de Primăria Capitalei în cadrul unui proiect de recunoaștere a cetățenilor care au depășit un secol de viață. Așa a intrat și în atenția reprezentanților cărții recordurilor. Aceste date pe care noi le-am găsit l-au ajutat sau au ajutat ca dumnealui să intre în cursa pentru longevitate la nivel global. De cine îți place cel mai mult?